știi ce mă deranjează? Mă deranjează că tu vorbești doar despre tine. Nu știu dacă îți dai seama, dacă realizezi treaba asta. Adică? Adică eu sunt un fel de remorca ta, măi, hai că ne plimbăm, hai ne ducem acolo. Păi, ce sunt, nu, măi, rulotă? Nu știu. Georgina, suntem căsătoriți, am hotărât. Mi-am cerut transferul la Cluj. Strica să fiu mai aproape de tine și de copil. Dar nu pot să divorțez așa, tamnesam. Cum mai ești? Cum să fiu? Permanent muncă, permanent agitație. Știam că o să fie lucrul ăsta, dar aia e. Măi, fata mamei, știi ce îi spui? Clar, așa, răspicat. Îi dai de ales. Ori Clujul, ori carieră, ori eu. Familie, căsnicie. Uite, uite-te la tine, uite cum arăți. Ești o fată foarte frumoasă. Să-ți găsești pe cineva și o să fii de 1000 de ori mai bine. Lasă-l pe Emil să se ducă la Cluj, să rămână acolo și asta e. Da, nu știu ce să zic. Să știi că m-am simțit chiar foarte bine cu tine, Răzvan. Și eu m-am simțit bine. Pot să-ți dau un bubic la obraz? Te rog. Majoritatea tinerilor căsătoriți oscilează între a pune pe primul loc viața de familie sau împlinirea profesională. Și să știți că alegerea nu este deloc ușoară. Dar până la această alegere, pe primele locuri trebuiesc puse iubirea, încrederea și sinceritatea în cuplu. Dacă această ordine firească nu este respectată, se poate ajunge foarte ușor la trădare. Emil este inginer de software în industria IT, o meserie care îi oferă o viață lipsită de grijile financiare. El este însurat de 3 ani cu Georgiana, o talentată și pasionată jurnalistă. Cu cariere bine definite, am spune că ar fi momentul ca ei să se gândească la un copil. Asta spunem noi. Dar ei oare ce gândesc? Chiar abia așteptam să ieșim, sincer. M-a terorizat astăzi la muncă toată situația. Am stat la DNA, frate, 3 ore. Dacă îți vine să crezi. Parcă nu te-ai fi obișnuit. M-am obișnuit, dar îți dai seama că, na, când se întâmplă tot e obositor și te dă peste cap. Știu. Oricum, hai ca să terminăm cu munca, relaxează-te puțin pentru că am o veste formidabilă. Între mine și Emil a fost dragoste la prima vedere. Ne-am văzut, ne-am îndrăgostit și în 2 săptămâni ne-am și căsătorit. M-am sunat de la muncă. Așa. Și e proiectul vieții mele. Ia uzi. Se deschide o nouă sucursală acum cu firma. O să deschide o nouă sucursală la Cluj. Și mă port pe mine acolo. Pentru că, da, mă știu cel mai bun om. Trebuie să-mi fac eu o echipă specială. Îți dai seama că o să iau pe cei mai buni. Așadar, o să ne cam mutăm la Cluj. Ce? Urma să te întreb dacă faci naveta sau cum adică să ne mutăm? Păi, așa bine, ne mutăm. Cum să fac naveta? Păi, nu știu, mă gândeam că ți s-a propus să faci naveta, să mai întreții acolo echipa sau eu știu. Nu! Mă vor 24 din 24, 7 din 7. Deci e o chestie foarte serioasă. Așa că îți iei și tu așa un... Stai puțin, lasă-mă să diger puțin informația, că mă e așa prea, adică cumva, din ce înțeleg eu, ție nu numai că ți s-a propus, dar deja ai și acceptat? Păi și ce vrei să fac? Lucrez în IT pe partea de software, iar acum am primit o oportunitate de a mă muta la Cluj-Napoca ca avansare în grad. Adică e o ofertă pe care... Să te consulți cu mine, sunt soția ta de 3 ani. Măi, știu că e soția mea de 3 ani și suntem de... No, știu, da. Păi, știu, adică okay. Eram și eu acolo când... Da, când s-a întâmplat. Cunulat. Când s-a întâmplat, exact. Am înțeles. Ideea este în felul următor, gândește-te cu oportunitatea mai mare ca asta, nu am găsit. Și nu o să găsesc. Și crede-mă, e imposibil ca să nu-ți găsești și tu, ok, nu vrei să rămâi un an pe hold, să faci o pauză. Poți să-ți găsești și acolo. Ce crezi, că Clujul n-are presă, n-are... Am mai ce să găsesc eu acolo. În primul rând, ok, hai că știu că e oraș dezvoltat, dar mie îmi place în București asta, adică cât am muncit eu să ajung aici, unde sunt acum, să am tot ce am, pe partea de carieră, am familie aici, cum, nu știu, ai decis mult prea... Bine, fiecare seară,
Hai ca să spun că să-ți fac așa o paranteză cu iubitul tău de oraș. În fiecare seară și spui, mamă, traficul, mamă, oamenii, mamă. Gândește-te că acolo e altă mentalitate. Vorbim de Cluj. Adică e altceva, e mult mai frumos, mult mai artistic. Ai ce să vezi în Cluj. Ce, în afară de ce mai e? Ai și grădina botanică, ai și centru istoric. Mergem, face să ședințe foto în fiecare săptămână acolo. Nu mă încântă asta cu și, într-adevăr, mă încântă, dar nu mă încântă în ideea asta. Păi și ce vrei să facem? Pă bune, deci eu n-am cum să refuz oferta asta. Adică știi foarte bine și, că și cei de la firmă, colegii mei, au spus că sunt singurul care știe tot ce înseamnă firma asta ca pe toată nostru, de la A la Z. Păi de ce n-au luat de acolo pe unul, dacă, adică voiau acolo pe cineva? Pentru că nu, de momentul în care s-au hotărât să deschidă sucursala asta, nu au vrut să ia de acolo și să stea să-i facă training, să-l ia de la junior, să-l ducă la senior, să nu știu ce. Ori eu deja am experiența necesară. Ok, dar asta nu contest și felicitări, da, e ok, dar ai o familie, adică nu e atât de ușor și plus că tu ai cam decis singur, pe bune, adică asta nu place, Emil, să știi. Iar dacă tot ai deschis subiectul de familie, n-ar trebui să mărim și noi un pic familia? Pe bune, fix acum când ți s-a propus această deplasare, de fapt mutare. Păi ne mutăm împreună. Și ce să fac? Să stau acasă să cresc copilul sau ce? Că nu înțeleg. Eu îți iei o mini-vacanță? Păi omule, eu n-am acolo pe nimeni, nici prieteni, nici familia, nu o să mă ajute nimeni. Cine să mă ajute? Maică ta din Spania? Sau mama? De aici? Ce să fac? Vreau să dau curs acestei mutări, pentru că este o șansă unică. Iar banul, la banul trage. Acum parcă suntem puțin puși la încercare. Dar cred că trecem și peste asta. Emil, și ce mă deranjează? Mă deranjează că tu vorbești doar despre tine. Nu știu dacă îți dai seama, dacă realizezi treaba asta. Adică? Adică eu sunt un fel de remorca ta, măi, hai că ne plimbăm, hai ne ducem acolo. Păi, ce sunt, o rulotă? Nu știu. Georgiana, suntem căsătoriți. Măi, cu totul. Seama, am hotărât să fim o familie, la bine și la rău, până păi, la urmă. Dar te gândești și la mine, la cariera mea, tu știi cât am muncit, cât am învățat, cât m-am străduit, câte nopți am pierdut. Georgiana, la tine e pasiune. La tine este pasiune, banul gros eu l-aduc până la urmă. Și gândește-te, plecăm. Acum scoți ochii sau ce? Nu scot ochii. N-am zis că scot ochii, dar pur și simplu. Vreau să-mi iau o mașină nouă, vreau să-mi permit vacanțe exotice. Pentru că, de altfel, toți colegii mei își permit așa ceva. Eu, de ce nu mi-aș permite? Pardon? Pe bune, ce-ți mai poate oferi Bucureștiul? Tot? Și Clujul nu-ți poate oferi nimic. Ia gândește-te cum ar fi să-ți deschizi tu, poftim, propria ta televiziune. Tot aici e ora exactă, da? De ce tot timpul aici e ora exactă? Pentru că, ok, necunoscutul mă fascinează, dar mă și sperie. Ideea este că nu sunt neapărat total împotrivă, numai că totuși cred că cel mai mult mă deranjează că nu m-ai consultat. Da? Adică eu nu am contat, sunt o cantitate neglijabilă în fața ta. Ok, tu poți câștiga oricum și aici foarte mult, ne descurcăm destul de bine, o ducem foarte bine, adică nu e vorba de bani. La fel și la tine poți să spui că e o pasiune pentru treaba asta și de-aia vrei acolo. Da, e o pasiune pentru bani, adică e combinația perfectă. Vestea lui Emil m-a cam bulversat. Sincer, nu știu ce să fac. Cred că oricum e prea devreme să am un răspuns. Tu nu înțelegi ceva, omule. Pe mine mă deranjează că tu ai luat singur decizia, nu m-ai consultat deloc. Adică mi-ai venit acum la masă și mi-ai spus direct, pac, pac, pac. Și eu am venit aici acum hai la masă. Hai să vindem, hai să plecăm, ne mutăm, Cluj, dar n-am zis că vindem, poate închiriem. E un detaliu minor, ăsta nu mă interesează acum. L-ai dezbătut, l-ai pus în problemă. De sincer acum, gândește-te că altă oportunitate nu mai avem. Trenul ăsta îl prinzi odată în viață, nu mai repede. Și nu de mai multe ori. Frate, eu îi dau o veste bună și ei cad de față. Ia în loc să avanseze, ia stă, știri tot timpul. La DNA, la prin București, ca să înghețe. Eu nu înțeleg. Gândește-te că poți să ai alte oportunități acolo. Uite, par exemplu, îți faci un vlog de anchetă. Poftim. Adică, crede-mă, nu tot, nu, deci nu în București se întâmplă totul. Ok, sunt de acord cu asta dintr-un punct de vedere, dar tu nu înțelegi un lucru, mă deranjează că nu m-ai consultat înainte. E o diferență. Auzi,
am hotărât să ieșim, ți-am dat vestea, acum hai să comandăm ceva, mergem acasă, da, mai stăm, rumegăm. Mai bulversat, Maxim. Ne rumegăm problema asta și situația asta mai la rece, stăm calmi și vedem ce facem, da? Bine, bine. Comandăm de mâncare? Da. Bine. Decizia pe care a luat-o Emil și felul în care i-a spus-o au bulversat-o pe Georgiana, care, pentru că nu știe cum să reacționeze, simte nevoia unui sfat din partea unei colege. Am o dilemă. Ce s-a întâmplat? Ia zi-mi dacă, ipotetic vorbind, ți-ar spune iubitul, soțul, că trebuie să te muți, nu știu, în alt oraș. Ce faci? Ce îi zici? Dacă e vorba de Los Angeles, de Las Vegas, mai știu ce fără să mă gândesc. Ei, să nu exagerăm, să spunem că e vorba de provincie, de... Provincie? Cluj-Napoca? Atunci, draga mea, să știi că eu i-aș da papucii. Nu. Cum să mă pună pe mine să aleg între cariera mea de aici și să mă mut cu el? Nu. Așa radical? De ce-și veni? Păi, să zicem că ipoteza asta este chiar situația în care mă aflu. Da, Emil mi-a propus, de fapt, nu că mi-a propus, cumva a decis singur că trebuie să plecăm la Cluj pentru că a primit un post mai bun. A decis singur, el pentru tine. Uh-huh. Cum așa? Pur și simplu m-am trezit că, hei, trebuie să plecăm la Cluj. Ce? Și tu vrei să te duci? Păi, asta analizez. De seama că mie îmi convine aici, am o carieră, sunt om de acțiune, îmi place Bucureștiul pentru că... Atunci nu mai sta pe gânduri, spune-i să se ducă singur sau să renunțe. De ce să te duci tu după el? Păi, da, nu e așa ușor, totuși, nu, suntem căsătoriți de 3 ani, adică... Sincer, e o decizie foarte grea. Nu-mi dau seama ce să fac și ce să aleg. Cariera, familia, nu știu. Păi și dacă te duci, ce să faci acolo? Păi nu știu, asta mă gândesc, ce să fac eu acolo, adică nu știu, vreau stabilitate, vreau, nu știu... Păi tocmai, de ce vrei să te compromiți pe tine? Păi nu vreau, dar nu știu nici cum să fac, nu... Dar, nu știu, el nu poate să facă naveta de la Cluj până aici? Doamne, nici nu vreau să mă gândesc atât din partea mea cât din... Bine, el nu poate oricum, pentru că dacă pică vreun server sau ceva, știi că el e cu partea de IT, nu... Adică trebuie să fie non-stop acolo, nu poate să vină aici. Da. Să se plimbe, să stea pe drum. Dacă se întâmplă ceva când el e pe tren. Da, dacă el ar câștiga destul de bine, ar putea să te întrețină și pe tine? Bă, asta nu-mi place mie, în primul rând, pentru că vreau eu să am banii mei, să fiu independent. Adică asta nu... Păi nu știu, te-ai gândit, poate... Poți avea și voi un copil, ai grijă de el? La asta mă gândesc. Vreau o stabilitate. Urmează, na, să avem un copil. Ce fac? Stau să mă plimb în... Stai acasă, ai grijă de el, gătești, citești, îți găsești noi pasiuni. Eu cu gătitul. Ce are? Nici în vise, nu cred. Nu. Și plus că, uite, la asta cu copilul stau și mă gândesc că nu o să iau pe ei mei aproape, cine o să mă ajute? Adică, nu știu. Dacă tu nu dorești asta, eu zic că nu este o variantă bună. Nu. Să renunțe el, să rămână el aici. Păi nu vrea, adică nu că nu vrea, dacă a decis deja, fără să mă întrebe, adică, înțelegi? Nu mi-a cerut părerea, nu ne-am consultat. Nu ți-a cerut părerea? Nu, pur și simplu mi-a zis cred că... Cred că ăsta i-a luat mințile, calculatoarele, i s-a stricat. Cred și eu, sincer, adică... Când s-au luat, n-a fost vorba că o să se mute în alt oraș, așa că să rămână aici. Nu-mi dau seama și de asta mă tot gândesc ce să facem. Pentru că nu am niciun suport, ce fac eu în Cluj? Adică, ok, știu că e un oraș dezvoltat, dar nu știu, nu mă văd eu acolo stând. Oamenii sunt mai molcom, sunt mai, nu știu. Da, sunt de acord cu tine, dar nu. Nu te duc acolo. Adică nici nu o să am ajutor, știi? Doar nu o să pun pe mama să vină la Cluj să mă ajute cu copilul. Clar, dacă nu. Ar fi să, adică clar, ce nu. Fac? Iar al lui sunt în Spania, repet, adică... Mai bine spuneau să mă duc în Spania, acolo cred că mi-ar fi fost mai ok să merg, sincer. Nu știu ce să fac.
Eu ți-am zis, eu nu mai știu ce. I-aș da papuci și să mă las în pace. Nu, mi-e atât de ușor să zici, nu știu... Dar ce-a făcut el pentru tine până la urmă? Ca să te duci tu după el? Bă, sincer, bună întrebare. Nu știu cât te-a făcut pentru mine, dacă a făcut așa ceva memorabil. Păi vezi, ți-a dat singură răspunsul. Eu de fel sunt mai radicală și aș zice, ori aici, cu mine, ori la revedere. Pe Emil sunt tare fuioasă. Pentru că la mine nu s-a gândit deloc. A decis doar pentru el și atât. Nu aveți un copil încă? Da. Deci, eu zic că e mai importantă cariera. Da, poate că peste an voi gândi altfel, dar acum, sincer, pentru mine cariera e foarte importantă, plus că sunt ancorată destul de bine unde sunt acum. Adică îmi place ce fac, îmi place mediul. Nu știu. Gândește-te, acolo ai avea prietenii pe care ai aici? Dacă ai lucra? Nu. Nu seama să mă separ de tot. E greu. Nu cred că merită. Mamă, nici nu... Ideea e că mă așteptam ca discuția cu Andreea să mă ajute, dar nu m-a ajutat deloc. Auzi, Georgiana? Deci să știi că mie mi se pare că Emil este un egoist. Se gândește doar la el și la cariera lui, dar la ta? Da, asta mă frământă iarăși. Că ți-am zis, nu mi-a cerut părerea, nu de nimic. De ce să renunți tu și el să se ducă acolo să-și facă viață bună? Știu că e o carieră faină și a lui, câștigă mult, na, ți-am zis. Dar vreau și o cariera mea, că îmi place ce fac. Nu m-aș vedea să stau la cratiță. Plus, oricum ai zis că nu vrei să te întrețină, deci. Păi nu vreau să mă întrețină și nici nu mă văd să stau toată ziua în casă. Și acolo ce fac? Nu cunosc pe nimeni, stau numai în casă, nu știu, vreau la aer. Vii? Nu, că mai am determinat aici. Bine. Într-un final, Georgiana nu a avut de ales și trebuie să accepte plecarea lui Emil la Cluj-Napoca. Despărțirea este totuși făcută mai ușoară de delegația pe care, la rândul ei, Georgiana o are stabilită pentru o săptămână la Bruxelles. Mi-ai făcut și mie bagajul? Ei, na, ți-l faci tu, tu știi ce trebuie. Bă, răutate mai ești, mă, dar răutate ești, mă. Nu-s răutate, dar... Ba, ești foarte răutate. Tu știi ce-ți trebuie la tine, ce vrei să-ți iei, cum vrei să te porți pe acolo, eu știu. Păi cum vrei să mă port? Oricum îmi pare bine că am ajuns la un armistițiu. N-am ajuns? Cu decizia. Mă rog. Cu Clujul. Tu ai decis, acum trebuie să mă decid eu. Cu bune, cu rele, eu m-am obișnuit în București și, sincer, nu aș schimba orașul ăsta pentru nimic în lume. Îmi pare bine că măcar am ajuns la un armistițiu, adică cel puțin o lună. Să încercăm să vedem cum e. Da, mă rog, cumva oricum tu ai decis dinainte, adică acum e rândul meu să mă decid. Da? Ți-am zis eu că tu ești răutate. Uite, nici bagajul n-ai vrut să-mi-l faci. Păi fă-ți-l singur. Băi, hai, că nu vreau să ne certăm. Băi, vezi acolo uite, ce trebuie să-mi calci și mie plovorul ăsta. Uite-te, știu ce șifonat e. Fix pe ăla îl vrei. Fix pe ăsta îl vreau, da, uite. Țin la el, na. Să-ți iei cămăși acolo de toate la tine, să ai tot ce-ți trebuie. Păi eu și câteva cămăși, dar nu le vezi că nu sunt călcate. Trebuie să mă duc cu ele la... Vezi că nu sunt mama ta. Ea știu că-s călcat ție tot și față de masă și șosete, călca și chiloții. Săraca făcea treabă. Încălcam să fiu elegant, că așa te-ai îndrăgostit tu de mine până la urmă. Eram elegant, eram frumos, eram pușca și creolată. Erai, bine zis. Da, păi cum adică acum, nu mai sunt. Nu e vorba de asta. Da, dar despre ce e vorba? Nimic, mă, nimic, las așa. Eu cred că o scurtă despărțire de genul este foarte utilă într-o relație. Mai schimbi aerul, mai vezi lume nouă. Oarecum te reapropii de relație. Că veni vorba de chiloți, sper că mi-ai pus și mie chiloți dintre ea ca lumea, nu rupțim să râdă toți prietenii de mine. Mamă, dar ce temeri ai tu? Păi da, bă, Doamne ferește, intră vreunul peste mine în cameră și mă vede că am chiloți, rupțim. Ai, mă! Că tu uite! Ăsta e bagajul tău pentru Bruxelles? Doar atât? Da, și oricum cred că mi-am luat multe. Nu îmi trebuiau decât vreo două perechi de pantaloni și două bluze. Stai, mă! Băi, bine, doar atât de puțin? Păi, oricum plec, n-am bagaj de cal, adică îmi trebuie bagaj de mână doar. Na, știi doar că ai da, anumite standarde. Tu... Da, știu, standardul că de fapt ții locul pentru...
Cum ne spune, dragă, cam un lapsus, că tu te pricepi mai bine pentru... Îmi fac cumpărături de acolo. Shopping-uri, exact. Uite, vezi că m-am prins. Păi, îmi scăpa cuvântul. Nu vrei să vin cu un magnet de frigider, pe bune? Mi-au și o rochiță sexy ceva de acolo. Faptul că pleacă la Bruxelles o să o convingă că Bucureștiul nu este exact așa cum pare în ochii ei și o să vrea automat să se mute la Cluj, unde mentalitatea este total diferită față de capitală. Aia cum... Nu așa vrei să mă vezi? Aia cu rochița sexy mai merge, dar cu magnetul pe frigider vezi că l-ai umplut deja, pe cel din casă. Cred că trebuie să mai luăm încă unul. Și solnițe, nu mai zic. Păi nu luăm noi? Aoleu, așa să faci bagajul? Da. Ripostezi sau ce? Nu, dragă. Până la urmă, ce să mă verifice cineva? Important e să mă verifice repede, la chiloți. Că pe tine dau vină. Dacă zice vreunul, vai... Emile, ce chiloți ai? O să-i zic, bă, nevastă mea. Că n-a vrut să-mi calci. Bă, doar femeile ar putea să-ți vadă chiloții. Vezi ce zici? Doar femeile să-mi vadă chiloții? E singura femeie care mi-a văzut chiloții. Na. Era vorba de gest, mă. Poate mi-au și un pantalon scurt, poate. Na. E vorba de respect. O să-ți fie dor? Sper să o scoatem la capăt până la urmă. Bine că am timp o săptămână cât sunt plecată la Bruxelles să mă mai gândesc. Băi, chiar o să-mi fie dor de tine o lună de zile. Auzi, lasă că după primul weekend poate de la Bruxelles vii direct la Cluj. Păi, eu trebuie să mă inviți, tu. Păi ți-am făcut invitația oficială. Te aștept chiar la Cluj. Bine. Vezi și avionii ei și chiar te aștept la Cluj. Dă-mi coace. Ne schimbăm și noi să ne băgăm în pat. Păi fă și schimbă-te tu, că deja sunt schimbat, dragă, nu știu dacă ai observat. Știu că am o privire care intimidează. Na. Hai. Știu. Am o privire așa de frumoasă. Hai să mă schimb. Fugi. Gata, așteptăm în pat. După revenirea de la Bruxelles, Georgiana încearcă să se adapteze la viața de soție cu soțul plecat de acasă. Nu este foarte ușor, dar o ajută munca pentru care are o pasiune deosebită. Cam acestea au fost informațiile. Maria, ai legătura în studio. Gata, gata, stop, ne-a scos. Super. Super. Uite. Da, mersi. Georgiana, noi mai avem o oră pauză. Eu zic să mergem să bem o cafea. Ce facem în timpul ăsta? Ce zici? Am să stau să dau un telefon și după aceea vin și eu. Cel mai bine. Cui dai telefon? Discuții. Da? Povestim dacă avem timp la cafea, da? Nu știu ce se întâmplă cu Georgiana, dar în ultimul timp parcă nu mai e ea. Sper să-și revină. La un suc ceva, uite ce vreme frumoasă e afară. Păi da, asta spun. Duceți-vă voi că vin și eu și vorbim după aceea. Bine, bine, hai că te aștept, da? Bine, pa! Hai, pa! Georgiana este afectată de ce se întâmplă în căsnicia ei, iar colegii observă că ceva nu este în regulă. Totuși, tânăra soție încearcă să se adapteze și să fie înțelegătoare. Hei, ce faci? Ce fac? Uite, am ieșit un pic să-mi iau ceva să mănânc și... Da, alergătură, muncă cât se poate de mult. Da? Cum mai ești? Cum să fiu? Permanent muncă, permanent agitație. Știam că o să fie herupul ăsta, dar aia e. Știu că o să treacă repede. Ok. Nu mă întreb și pe mine ce fac și cum sunt, doamne, deci... Tot timpul mă sună cu videocall. Vrea să mă verifice să vadă ce fac. Frate, sunt în Cluj, am venit să mă distrez, să mă lase, doamne, iartă-mă în pace. Te-am întrebat, mă, dar nu m-ai auzit. Da. Nu știu că prin telepatie m-ai întrebat. Păi prin telepatie, că uite, m-ai și sunat. Eu, bine, am filmat ceva. Și mă gândeam la tine, să știu ce faci, cum ești. Ți-am zis, sunt bine. Sunt încă acum, și să fac și eu o pauză să mănânc ceva. Mă cam luat. Sincer, mă depășește situația asta. Nici măcar un mesaj cu... un emoticon cu o inimioară, ceva, adică pe bune, unde e Emil? Ideea e că, sincer, mie una, mi-e cam dor de tine. Nu știu ție, din ce văd. Bine, de-abia au trecut 10 zile, dacă plecăm în armată, ce te făceai? Păi nu suntem în vremuri de armată, adică, cel puțin nu acum. Păi și dacă eram, uite cum a fost în armată, na, ce făceam? Asta e, era altă situație. Scrie scrisori.
Da, scria în scrisori, exact, asta mă gândeam. Dar nu suntem acolo. Da, sunt 10 zile, n-am stat atât de departe unul de altul până acum. Da, știu, dar ideea e că... Da, e perioada asta acum, cât să aranjeze echipa, cât să se aranjeze totul. Păi și când vin la tine? Păi nu știu, să vedem, cred că weekendul viitor, cel mai repede. De ce? Păi, na, deocamdată nu mi-au aranjat casa, nu am unde să stau cu prietenii mai mulți. Păi și ce, nu ne permitem o noapte, două la hotel pe bune acum? Ne permitem, nu e asta problema, dar s-ar putea să am iarăși de muncă. Asta e 100%. De când a plecat Emil la Cluj, s-au cam stricat lucrurile, nu știu, suntem distanți unul de altul. Pe lângă distanța fizică, e și distanța asta emoțională, sincer. Păi uite, fii atentă cum facem. Weekendul viitor îți plătesc biletul de avion și vii tu. Vii sigur 100%, ca să mă eliberez, clar, să nu cumva să lipsesc, cum ai zis, de acasă. Adică dacă vii să stăm împreună. Nu-mi dau seama cât de ocupat să fii cu munca încât să uiți de propria soție. Da, bine. Auzi, hai că mă sună un coleg de la muncă, te sun mai încolo, vorbim. Bine, hai, te pup. Te pup, pa. Nici te iubesc, nimic, da, bravo. Ce vrea să-i zic? Mă plictisești cu poveștile tale? Pardon, pe mine mă așteaptă băieții la bere. Cu ce poate să fie mai bun băiatul ăsta, doctorașul, decât Emil? Adică nu e tot bărbat? Nu tot acolo s-ar ajunge la un moment dat, să zicem, dacă, nu știu, ar fi o situație? Nu cred că s-ar ajunge acolo. Sunt total diferiți. Eu l-am mirosit pe Emil de la început că nu este omul pentru tine. Nu e bărbatul potrivit pentru tine. Meriți ceva mult mai bun. Nu știu dacă te-a spus că sunt și căsătorită. Știu și acest puțin căsătorită. Detaliu, însă mă gândesc că ceva nu merge bine dacă o fată atât de frumoasă ca tine sună un necunoscut. Uite, vezi ușa aia de acolo? E a ta? Și nu te mai primez niciodată. E ultima ta șansă. Bine, uite, promit că nu te mai dezamăgesc. Uite, am venit și cu un cadou frumos, am adus și flori. Și promit că o să fie bine, da? Hai că mi-a dormit. Ce ai făcut? Că nu mi-ai răspuns de două zile. Chiar sunt curioasă. Nici măcar mesaj, nimic. Pentru că am fost la muncă, n-am avut timp să respir. Abia acum am reușit să iau pauză. Păi da, dar ai o soție, ai uitat? Cum era de așteptat, relația celor doi are deja de suferit. Emil pare foarte prins cu noul lui serviciu, așa că Georgiana este mai derutată. De aceea, vizita mamei îi prinde bine. Să-mi pui Georgiana. Păi, fă-te comodă, că avem de povestit. Lângă tine, da. Măi, fata mami, din ce îmi spui tu mie, nu știu, bărbatul ăsta al tău și-o caută cu lumânarea. Pe bune, cum să pleci tu din București? Să îți lași prietenii, ai și tu viața ta socială, nu? Pe bune acum, cum să pleci? Păi, n-ai, s-a evit oportunitatea asta, nu neg, e o oportunitate faină, dar el oricum făcea bani și aici, adică nu era ca și cum era neapărat nevoie să meargă la Cluj-Napoca. Așa, păi, să zicem, să presupunem că pentru el este bine, dar pentru tine, la tine te-ai gândit? Păi, nu e bine pentru mine. Adică, da, și acolo sunt oportunități, nu Zinu, dar aici am totul, știi și tu, te am pe tine. Păi așa adică, este. Păi eu cariera, prietenii. Nu vreau să mă separ așa de tot. Pentru ce? Exact asta îți spun și eu. Nu are rost să pleci. Spune-i clar că nu te duci. Ia să mă mai lase pe mine Emil ăsta în pace, că nu e bun de nimic. Ce mamă nu se gândește mai presus de toate la interesul propriului copil? Georgiana, mamă, știu cum e. Dacă ar fi fost un alt fel de băiat și n-ar fi fost egoist să ia decizii de unul singur, eu ți-aș fi zis să-l ascult, să-i te supui, dar așa... Mie băiatul ăsta nu mi-a plăcut de la început, știi prea bine, dar nu m-am pus împotriva voinței tale. Bine, da, și nu vreau să încep cu teoria asta, că cunosc. Ți l-ai ales?
A fost bine la început, ți-a plăcut de el, dar nu se poate, nu... Dacă... De ce s-a mai căsătorit, dacă el a decis de unul singur? Asta mă deranjează foarte tare, că el a decis fără să mă consulte, fără să se gândească la mine. Cred că asta mă deranjează foarte tare, mai mult decât situația în sine. Exact! Că dacă m-ar fi întrebat, am fi discutat, băi, uite, tu crezi că e vorba de modul de abordare. Știi? Cred că mă doare mai tare. Și pe mine mă doare și mai tare că sunt mama ta și, pe bune, el te folosește. Tu nu ți-ai dat seama că el te folosește. El nu te respectă. Nu te respectă. De nu te-a întrebat și pe tine cum să iei asemenea decizie, odoronc-tronc. Astea se iau în timp. Trebuia să pună balanța, avantaje, dezavantaje, cum, gata, hai, dacă nu îți dau ultimatum, ne despărțim, nu? Asta e enervant. Adică, pe bune, modul de abordare... Chiar așa? Ce bărbat vrea să facă așa? Băi, îți respecti femeia, îți respecti și decizia ei, te consulti cu ea, că de-aia ați pornit la drum în doi. Exact. Păi, nu? Pe asta. Vă facă ce-l taie capul, dă încolo de treabă, pe bună da, acum, nu, și a fost o chestie mult prea radicală și dintr-o dată și... Da, nu înțeleg, sincer. Și Georgiana parcă nu mai recunosc. Cum să stea să-și bată ăsta joc de ea? În situațiile astea, când vorbesc cu mama, chiar simt că prind puteri și că pot trece peste orice. Măi, fata mami, știi ce îi spui? Clar, așa, răspicat. Îi dai de ales. Ori Clujul, ori carieră, ori eu, familie, căsnicie. Nu, serios, asta trebuie să-i spui. Păi ce crede el? Că se joacă cu tine? Adică face experiențe pe tine? Cum? Că hai la Cluj, hai să plecăm în Honolulu? Nu se poate așa ceva. Da, mamă, dar nu e puțin riscant? Adică tu ce-mi spui acum e să joc totul pe o singură carte, nu știu. Georgiana, ce să fac, ce să rămân? Tu să crezi rămân... că eu îți vreau ție rău? Știu că nu vrei rău, mamă, dar... Na, suntem căsătoriți, suntem intrați în societate într-un anume mod, adică... Știu că nu e o chestie să mă axez prea mult pe societate și pe... Dar chiar și așa, nu ce știu fac? Cum să te fac, știi ceva? Uite, ce ai încredere în mine? Da, am încredere. Zilele trecute am fost cu tatăl tău la un doctor oftalmolog. Și băiatul e foarte inteligent. Caută și el o fată cu minte. Este ața așa cum ești tu. Mi-a dat o carte de vizită. Ar vrea să te cunoască. Uite. Nu râde. Te întâlnești odată. Și după aia... Hai, mama. Vedeți voi ce aveți de făcut. Ia-o. Da. Asta e. Da, nu știu... Mi se pare amuzant că mama mea îmi propune chestia asta, știi? Adică, de obicei, mamele te îndeamnă să-ți păstrezi căsnicia, da, să când... te supui. Așa să... e, când bărbatul este ok, dar el? Cine știe? Poate am una să mânecă. Fiica mea este puternică, fiica mea are o carieră, fiica mea trebuie să stea aici în București, nu pe coclauri în provincie. Cu ce poate să fie mai bun... Băiatul ăsta, doctorașul, decât Emil, adică nu e tot bărbat? Nu tot acolo s-ar ajunge la un moment dat, să zicem, dacă, nu știu, ar fi o situație? Nu cred că s-ar ajunge acolo. Sunt total diferiți. Eu l-am mirosit pe Emil de la început că nu este omul pentru tine. Nu e bărbatul potrivit pentru tine. Meriți ceva mult mai bun. Ce? Dacă încerci să te întâlnești cu el, ce se întâmplă? Întâlniți-vă și îți faci tu o părere despre băiatul ăsta. Mie mi-a făcut o... impresie excelentă. Cu simțul umorului, inteligent, adică nu e așa egoist pentru el, e cu totul altfel, e diferit. Da, bine, oricum știu că tu ai avut o părere aiurea. N-ai vrut să mă asculți, n-ai vrut, de acum 3 ani dacă mă ascultai nu se ajunge aici. Dar ți-am zis, nu am vrut să mă pun împotriva voinței tale, te-am lăsat astea, ai fost îndrăgostită, că și eu la vremea mea la fel am fost, mi-am pierdut și eu mințile, știu ce înseamnă, dar eu l-am mirosit de la început și nasul meu nu mă înșeală, știi tu. Știi tu ce nas are maică ta? Hai, bine. Bine. Să fie oare bine ce face mama Georgianei? Nu de alta, dar nici Georgiana nu a spus un categoric nu propunerii. Dar totuși, Georgiana are încă un soț pe care și l-ar dori alături. Ce faci? Ce să fac, uite, la petrecere? Abia acum am ajuns și eu. Păi, cum la petrecere? La petrecere, am făcut petrecere, că am deschis la Cluj și... Na.
Păi te așteptam să mâncăm împreună. Mănâncă singură, na, că n-am cum să plec. Pe bune? Da, am ajuns și n-aia, petrecerea primei. Și așa trebuie să-mi vorbești? Nu poți să fii și tu mai dulce, mai... Ce modă e asta cu mâncatul la telefon? Frate, trebuie să mănânce singură. Unul și cu unul faptul eu sunt la party, da? Chiar nu știu ce să mai cred. Emil îmi cam testează limitele. Și nu știu dacă e chiar de bine asta. Emil, pe bune, tu observi cum te porți cu mine? Ești foarte rece. Păi nu știu, așa, nu ții cont că trebuia să mâncăm împreună? Că suntem, na. Păi și ce să fac dacă e petrecerea angajaților? N-aveam cum să lipsesc. Gândește-te că sunt capul din tutica pe aici. Ce ai? Bine, mă, sigur. Tu m-ai sunat ca să mă enervezi? Hai că nu mai pot să mai stau prea mult la vizită. Păi nu lasă să te enervezi, dar pe bune acum. Suntem căsătoriți, trebuie să discutăm și noi cum rămâne cu Clujul, cu tot ce se întâmplă, pe bune. Păi cum să rămână cu Clujul? Rămâne o apertă în picioare, exact cum ți-am spus. Ori vii, ori nu vii, ce tot. Da, bravo! Tu vezi cum vorbești? Cum vorbesc? Ori vii, ori pe bune? Păi asta m-a pus oferta, bine. Hai, frate, dar ce sunt eu în fața ta? Acum vreau să discutăm. Ești nevastă? Păi n-am cum să discut acum că trebuie să mă duc la petrecere. Hai, dacă e, discutăm mai încolo. Mă enervezi maxim. Bine, hai că e bine. Mai încolo, pa. Bine, pa. Această nouă atitudine a lui Emil a înfuriat-o pe Georgiana, care, judecând la cald, îl sună imediat pe stomatologul recomandat de mama ei. Bună! Bună, sunt Răzvan. Bună, Răzvan! Chiar mă gândeam la tine, a trecut mama ta un pic mai devreme pe la mine, pe la cabinet, și mi-a spus că ți-a lăsat cartea mea de vizită. Am încercat să te găsesc pe Facebook, dar n-am reușit. Da. Lasă că am reușit eu! Pe mine ai să mă găsești mai greu. Ai reușit. Depinde acum și dacă ești găsită. Păi depinde de cine sunt căutată. E foarte important. Într-adevăr. Reușesc să te recunosc. Oricum am văzut foarte multe poze cu tine de la mama ta și o să te recunosc ușor. Da? Da, și? Am fața ta în minte pentru că ești extrem Semen? De frumoasă și... Semăn cu ceea ce a povestit? Cu cine se temei? Da, cu ce a povestit mama și cu ce ți-a arătat. E ceea ce te aștept? Așteptai? Mai mult decât mă așteptam. Chiar pot să spun și ultimele concedii în care ai fost. Mama ta a fost extrem de deschisă. Știu că ai fost în ultimii 2 ani în Tassos, în Viena, în Paris. Serios? N-am mai trecut prin asta de când l-am cunoscut pe Emil. Nu știu oare ce înseamnă asta. Să nu-mi spui că ți-a spus sau chiar arătat mama și ce costum de baie am avut în concedii. O să te fac să râzi, roșu cu bunile. Doamne! Extrem de bună. Nu cred, deci nu cred. Da. Am o memorie vizuală foarte bună și mai ales dacă mă interesează subiectul. Adică sunt un subiect de discuție pentru tine sau a ce te referi? Nu știu, dar mi-aș dori foarte mult să te cunosc. Georgiana este o femeie frumoasă cum rare ori întâlnești în viață. Nu știu dacă... Ți-a spus că sunt și căsătorită, puțin căsătorită. Știu și acest lucru, însă mă gândesc că ceva nu merge bine dacă o fată atât de frumoasă ca tine sună un necunoscut. Păi da, evident că se întâmplă niște lucruri și de aceea sunt aici cu tine în această discuție. Am mai purtat conversații cu fete, însă discuția cu Georgiana mi-a trezit așa ceva, chiar nu știu cum să mă exprim, dar mă simt foarte bine și foarte frumos. Bine, dacă ești interesată, mi-ar plăcea foarte mult să te cunosc. Poate ieși mâine seară la un film sau ieșim la cină. Eu am consultații până la ora 7, după care sunt liber. Ce spui? Sună foarte bine. N-ai zice, nu? Putem să ieșim. Mi-ar face mare plăcere și ia spune, vrei să trec să te iau cu mașina? Oh,
Ești gentleman old school. Îmi place. Da. Te las să vii să mă iei. Femeia frumoasă trebuie respectată. Oh. Da, mulțumesc, apreciez. Pe de altă parte, îmi cam surâde doctorașul. Nu știu ce să zic. Vedem mâine după întâlnire. Bine, atunci aștept să-mi dai cerere de prietenie pe Facebook și vorbim acolo. Ți-am trimis deja. Ok, bine. Pentru că ți-am spus, da, un greu de găsit. Lasă că te găsesc eu foarte ușor. Bine. Dar să nu mai afli prea multe detalii despre mine, te rog. Să mai pot să-ți povestesc și eu. Nu pot garanta asta, vorbește cu mama ta. Of, bine. Da. Bine, să ai o zi frumoasă, să ne auzim. Mersi la fel. Pa, pa. Te-am pupat, pa, pa. Pa. Neglijată de soț, Georgiana începe să simtă din nou fluturi în stomac. Iar de aici, până la întâlnirea cu Răzvan, nu mai durează mult. Bună! Bună, Răzvan! Ce faci? Bine, hai să facem și cunoștință. Pare bine, Georgiana, Răzvan. Pare bine. Ce stai pentru tine? Mulțumesc frumos! Chiar nu mă așteptam. O fată așa frumoasă ca tine merită la fel o floare frumoasă. Ei, mulțumesc mult! Te poftesc înăuntru. Haide! Mersi frumos. Ești pregătită? Da, hai că-s curioasă unde mergem. O să avem o surpriză frumoasă. Ia să vedem, puteți. Georgiana este încântată să-l cunoască pe Răzvan, mai ales că el știe să-i facă acele complimente de care orice femeie are nevoie. Iar în aceste condiții, filmul ales de Răzvan nici nu mai contează cum a fost. Gata, am terminat. Gata, ai plătit parcarea? Am plătit-o. Super. Ia spune-mi, ți-a plăcut filmul? Băi, chiar mi-a plăcut. Ai făcut o alegere... nu că bună, foarte bună. Mă bucur, am stat foarte mult să caut recenzii, să găsesc filmul potrivit. Atât de implicat ai fost? Ai lăsat pacienții pentru... pentru o fată așa frumoasă ca tine, da. Ei, hai să nu exagerăm, că nu-s chiar așa de frumoasă. Ba ești, crede-mă. E mai mult decât m-aș fi așteptat. Parcă e desprinsă din filme. E genul ăla de fată pe care vrei să-l iei acasă, să-l prezinți părinților. Sunt foarte încântat de ea. Mi-a cam plăcut Răzvan. Este foarte galant, atrăgător și nu e așa plictisitor precum Emil. Și ți-ar plăcea să mai ieșim o dată? Da, okay. Dar poate alt cadru sau... Prima dată am ales eu filmul, data viitoare te las pe tine. Ai vreo propunere? O cină? O cină. Știu un restaurant foarte bun. Ok, acolo duci tu de obicei fetele frumoase? Se poate spune și așa, da. Acolo o duc pe mama. Ah, serios? Serios. Poate... foarte tare. De asta nici n-am avut atât de multe relații, pentru că dacă nu mă implic cu totul, nu vreau să stau cu cineva doar de dragul de a sta cu cineva. Și îmi place să o răspuns pe mama. M-a surprins plăcut din nou, adică nu mă așteptam la răspunsul ăsta, sincer. Ești o surpriză foarte plăcută pentru mine, să știi, și tu. Chiar m-am simțit foarte bine. Mă bucur și eu. Adică cred că se citește pe fața mea și pe zâmbet. Ești foarte frumoasă, crede-mă. Mulțumesc frumos, mă ogulești. Am câțiva ași în mânecă și o să-i folosesc să o fac să fie a mea. Nu pot să spun că am luat o decizie. Însă, cu siguranță știu unde se înclină balanța. Păi, mergem atunci și... Da, am și niște programări și trebuie să ajung. Bun, haide, bine. Mergem pe aici. Ok, hai. Pentru Georgiana, întâlnirea cu Răzvan a însemnat validarea de care ea avea nevoie. O validare obligatorie pe care, de ceva vreme, Emil refuza să-i o mai acorde soției lui. Poftiți, domnișoară. Mulțumesc frumos. Să știi că m-am simțit chiar foarte bine cu tine, Răzvan. Și eu m-am simțit bine. Pot să-ți dau un bubic la obraz? Te rog. Îmi bate inima ca unui copil. Cu tot dragul. N-am vrut să fac asta, dar dacă tu oricum ești la medicină, mă gândesc că nu-s probleme. Nu, da? Sunt. Nu bine, sunt. Hai, te las să termin cu programările, că am înțeles că ți le-ai amânat, da, pentru trebuie pe să seară. Fug, dar asta nu e o problemă. Pentru tine orice. Bine, ne auzim. Bine. O zi frumoasă. Zi faină. Pa, pa. Pa.
Dacă pentru unii comportamentul Georgianei ar putea fi considerat prematur, înainte să judecați, așteptați să vedeți ce preocupări are Emil la Cluj-Napoca. Da, iubitul meu, mulțumesc foarte mult pentru flori. Cum, mare drag, ce fac fetele mele? Bine, fații. Da, sper că ai venit și să rămâi cu noi, nu? Adică nu ești doar în trecere ca de obicei, nu? Deocamdată sunt în trecere, că știi foarte bine. Cam așa stă situația. Eu și Marta avem un copil împreună. Eu am nevoie de un tată full-time pentru copilul meu. Băi, Emil, ai zis că divorțezi. Un an de zile ce ai făcut? Ai făcut ce ai vrut tu. N-ai venit deloc la copilul ăsta să stai cum trebuie cu el. Ai fost doar în trecere. Ce păi facem? Da, acum i-am spus că mi-am făcut mutație la Cluj, mi-am cerut și de la firmă să mă mut la Cluj, dar nu pot să bat divorț. Gândește-te că vreau să pun mâna pe casa aia. Gândește-te că vreau să am niște beneficii. Nu să fiu ăla vinovatul ca să mă șteargă cu mine, pun tot orașul pe jos că am divorțat eu de ea. Bine, eu te cred pe tine, da? Da. Dar cât să te mai aștept? Mai așteaptă-mă puțin, că așa cum ai așteptat un an de zile, mai poți să mă aștepți 2-3 luni. Dar vreau să creștem copilul acesta împreună. Copilul ăsta are nevoie și de mamă și de tată. Îți promit că acest copil o să aibă și tată și mamă și o să fie perfect. Dar mai lasă-mă un pic, că n-am cum să divorțez de asta acum. Nu pot să-i spun Georgianei că am un copil, pentru că n-aș avea sub din mâine că la divorț. Dacă Emil are ceva în cap, să facă bine și să joace corect. Mi-am cerut transferul la Cluj, strica să fiu mai aproape de tine și de copil. Dar nu pot să divorțez așa, tam nesam. Mai încet, te rog frumos, că doarme fetița așa și am probleme cu ea, nu doarme de câteva serii, bolnavă. Nu știu, nu e foarte agitată, nu mă mai înțeleg cu ea. Ai fost cu ea la medic, e totul ok măcar? Da, am fost, dar trebuie să mergem împreună. Ți-am zis, e doar o chestiune de timp, mai durează foarte puțin. Mai durează fix foarte puțin. Gândește-te că poate prin mutația asta la Cluj, prin faptul că mi-am cerut mutarea la Cluj și așa, o să fie depărtare ochii care nu se văd să uită și atunci o să pot să mă leg de situația asta, că nu vrea să vină cu mine și să divorțez de ea. Dacă Emil nu se ține de cuvânt, o să vadă el cu cine are de-a face. Dacă Georgiana renunță la căsnicie, o să fiu cel mai fericit om. Bine. Am încredere în tine și sper să nu mă mai dezamăgești. Că dacă mă dezamăgești, uite, vezi ușa aia de acolo? E a ta și nu te mai primez niciodată. E ultima ta șansă. Bine, uite, promit că nu te mai dezamăgesc. Uite, am venit și cu un cadou frumos, am adus și flori. Și promit că o să fie bine, da? Bine. Hai că mi-e dor de tine. Deci Emil are o viață dublă. De aceea a plecat la Cluj-Napoca, acolo unde nu are doar o amantă, ci și un copil. Dacă ar ști aceste lucruri, Georgiana nu ar mai fi deloc derutată și ar ști ce să facă cu viața ei, fără să mai ceară mereu sfaturi de la familie sau colegi. Bună, Georgiana, scuze că am întârziat, dar trebuie să termin materialul. Mai veni. Mă bucur că am terminat. Ți-am comandat și cafeaua, cred că s-a și răcit. Ce faci? Bine, ce să fac? Tu? Nu mai aveam răbdare, bine că am avut pauză de la job, că nu mai suportam. Tu ai decis ce o să faci? Nu chiar, nu știu. Nu mi-e comodă situația, nu văd o relație la distanță, nu am atâtea gânduri, nici nu știu. Dincotro să mă apuc. E greu, dar gândește-te, el ar fi făcut asta pentru tine? Nu cred, sincer, nu cred. La cum îl știu pe Emil, nu. Păi atunci, lasă-l pe el acolo, tu aici vezi de viața ta, găsește pe cineva. Ideea este că am încercat să-mi caut acolo ceva joburi și, na, prin toate cunoștințele pe care le-am avut, nu am găsit nimic care să-mi convină, nici din punct de vedere salarial, adică știu ce pot să fac, de ce sunt în stare și nu. De ce să-ți caut, de ce să câștigi acolo mai puțin când aici te știe lumea? Ești într-o poziție foarte bună. Păi asta nu îmi place. Asta mi-e foarte iurea, pentru că deja am construit o carieră și acum stau să am relație la distanță, să stau să mă plimb pe tren, pe avion, da. Să-mi cheltuiesc toți banii ca să fac naveta să mă văd cu soțul. Bă, bune? Adică, da. Nu știu, nu-mi place deloc. Aoleu. Dar cu el ai vorbit? Da, normal că am vorbit. Dai seama că... Tot bine, acum de ceva timp n-am mai vorbit de 2 zile, dar mă refer de situație.
Nu știu cum de Georgiana îi suportă toate ifosele lui Emil. Dacă eram în locul ei, îl lăsam de mult. Uite, uite-te la tine, uite cum arăți, ești o fată foarte frumoasă, o să-ți găsești pe cineva și o să fii de 1000 de ori mai bine. Lasă-l pe Emil să se ducă la Cluj, să rămână acolo și asta e. Da, nu știu ce să zic. Nu-mi convine oricum situația, dar apropo, cred că am uitat să zic ceva. Ce? Legat de caută-ți pe altcineva. S-a întâmplat ceva și nu știu? Da, cumva. Am cunoscut pe cineva. Așa. Șoc, șoc, șoc. Așa. Este un doctoraș. De la mama îl cunosc, ea mi-a făcut cunoștință. Și e interesant tipul. Suspans. Doctor, e bine. Acum... am ieșit de câteva ori. Știe că sunt căsătorită. Îmi place că nu pune presiune pe mine. A, ieșim în locuri frumoase. Se poartă frumos. Păi asta e super. Păi asta e super, vezi? Și ce stai după Emil? Nu vezi, uite, cum apar lucrurile în viața ta? Cumva cred că nimic nu e întâmplător, dar totuși ce fac că-s căsătorită, știi ce zic? Adică... O să-i dai păpucii lui Emil, ce să faci? Păi, Andreea, pentru tine e ușor că na, nu ești pusă în situație. Eu apreciez că tu ești sinceră și deschisă și directă, dar mi-e destul de greu să iau cumva decizia, nu știu. Dar eu îți vreau ție bine. Știu. Eu stau ca fraiera și îmi fac griji pentru el, că nu a dat un semn 2 zile și tot el are tupeu să-mi dea un ultimatum. Dar chiar îmi e greu, adică de seama că nu m-am căsătorit ca să divorțez. Ia, vorbeam de lup. Oh. Pe video. De 2 zile n-am vorbit. Hei, ce faci? Tu să-mi spui ce faci. Adică, ce am făcut? Nu n-am să faci. Păi da, de 2 zile. Bun. Ce-ai făcut? Că nu mi-ai răspuns de 2 zile. Chiar sunt curioasă. Păi nici măcar mesaj, nimic. Pentru că am fost la muncă, n-am avut timp să respir. Abia acum am reușit să iau pauză. Păi da, dar ai o soție, ai uitat? N-am uitat. Ți-am zis, am fost foarte ocupat. Și na, dacă n-ai vrut să vii, ce să-ți fac? Păi, mi-ai luat bilet de avion? Nu mi-ai luat. Ai spus că mi-e weekendul trecut, nu mi-ai luat bilet. Păi da, dar am avut și, repet, am avut foarte mult de muncă. N-am ce să fac. Uh-huh. Acum băgăm scuze, normal, nu? Adică mă simt abandonată, știi ce zic? E aiurea situația. Știu, dar ți-am zis că nu pot să ratez oportunitatea asta, n-am ce să fac. Păi... ok, dar nici măcar să-mi răspunzi la telefon sau măcar un mesaj, nu știu. Sincer, chiar nu știu ce să fac. Nu-mi dau seama ce să aleg, cum e mai bine. Păreri sunt multe din jur, dar chiar nu știu ce să fac. Uite, na, ca să mă revanșez, uite, săptămâna asta, weekend, o să-ți iau bilet ca să vii la Cluj. Ne distrăm, o să fie bine. La mie e bilet la fel cum mi-ai luat și acum o săptămână, două, nu? Nu, cum ți-am luat acum o săptămână, două, ți-am spus. Acum o săptămână, două, am fost foarte plin cu proiect. Chiar mă bucur că mi-ai propus să ieșim din București. Sincer, n-am mai ieșit de ceva timp. Și... ce faci, scumpa mea soție? Ce se întâmplă? Prea te bucur că mă vezi, să înțeleg. Bună! Da, bună, bună. Ce mesaj am primit? Nu știu de la cine. Bună. Aș vrea să discutăm. E spre interesul tău în legătură cu Emil. Acceptă să ne vedem dacă vrei să știi adevărul. Ce ți-am zis eu că ceva nu miroasea bine? Bună, Marta. Bună, Sara. Tu nici măcar în ultima clipă nu vrei să recunoști, să spui adevărul, nu? De ce negi până la capăt? Ți-am zis. După ce că nu i-a dat niciun semn 2 zile, îi mai dă și un ultimatum. Dar ce e asta? Uite, na, ca să mă revanșez, uite, săptămâna asta, weekend, o să-ți iau bilet.
ca să vii la Cluj. Ne distrăm, ne... o să fie bine. La mie e bilet la fel cum mi-ai luat și acum o săptămână, două, nu? Nu, cum ți-am dat acum o săptămână, două, ți-am spus. Acum o săptămână, două, am fost foarte plin cu proiectele. N-am ce să fac. Și mai fi sceptică pentru că, nu știu, nu te înțeleg de ce ești sceptic. Că și acasă, dacă era, la fel tot aveam de muncă și știi foarte bine. Da, măcar erai aici. Nici nu... Și dacă vin, ce fac? Eu cum apuc să mă acomodez acolo sau nu știu ce... Asta ar fi problema că... cum te păi n-ai timp de mine, nu vezi că spui că lucrezi non-stop? Dacă n-ai avut timp nici de un mesaj, ai timp să stai cu mine, să cunosc eu Clujul, să mă acomodez acolo? Să fim serioși. Păi... Și nici nu știu dacă pot să-mi iau liber de la muncă. Adică... Păi și atunci ce facem? Cum o lăsăm în coadă de pește? Cum ai ales tu? Așa o lăsăm. Când am ales, m-am sfătuit cu tine. Ei, te-ai sfătuit, nu te-ai sfătuit. Pe bune, chiar m-ai pus în fața faptului împlinit, adică n-am avut de ales. Și știi asta și nu vreau să reluăm discuția, că e plictisitoare și dureroasă în același timp. Pentru tine plictisitoare, dar știu foarte bine că și am fost pus în situația faptului împlinit. Puteai să alegi. Știi clar asta. Fii atentă, hai că nu prea mai pot să mai vorbesc. Că te hotărăști dacă vrei să vii sau nu. Weekendul ăsta, da? Da, vorbim, nu știu dacă pot. Da, vedem. Bine, bine. Hai că mai pot să mai vorbim. Hai, te pup, pa. N-a vorbit cu tine două zile, nu v-ați văzut și acum să te duci după el. Na, zici și tu. Nu, ăsta trebuie lăsat. Și dacă nu vreau la Cluj, ce? Să vină el în București, eu aici am cariera mea. Nu trebuie să țin numai eu cont de cariera lui. Nu știu, chiar mă enervează foarte tare. Mă stresează și mie să nu mă mai pot concentra nici la muncă din cauza lui. Distrug eu tot, că așa vrea, da, Emil. Da, lasă-l în pace. Uite, uite, câte ceasul. Eu o să trebuiască să plec. Păi vin și eu, ce să mai stau aici? Mă apucă plânsul. Hai să mergem să plătim și... S-a uscat și gura de nervi. Emil vrea, de fapt, prin atitudinea lui, să o împingă pe Georgiana spre un divorț din care el să iasă cât mai bine. Și, într-adevăr, în perioada următoare, asta se întâmplă dacă ținem cont de întâlnirile tot mai dese ale Georgianei cu Răzvan, desfășurate fără incidente, până într-o zi. Poftiți, domnișoară! Mersi! Deschis poarta mea! Deci a fost super funny faza pe care am văzut-o. Nu pot să cred. Ești amuzant oricum. Săptămâna viitoare, mă gândeam, este un festival de muzică blues la Sighișoara. Mai e și un alt festival la Brașov și mi-ar plăcea să mergem acolo. Ai vrea să vii cu mine? Să evadăm din Să evadăm un pic din monotonia asta din București. Chiar mă bucur că mi-ai propus să ieșim din București. Sincer, n-am mai ieșit de ceva timp. Și... Ce faci, scumpa mea soție? Ce se întâmplă? Prea te bucur că mă vezi, să înțeleg. Bună! Da, bună! Emil. Bună! Ce cauți cu dânsul? Să faceți cunoștință. Răzvan Emil, Emil Răzvan. Răzvan Calonfirescu, îmi pare bine. În ce calitate îți pare bine, domnule? Sunt medicul dânsei și am să o conduc pe fată până acasă. De fapt, medicul mamei mele. Și suntem prieteni. Păi hotărâți-vă al cui medic și de când până când ești tu prieten și te bagă în curte. Stai așa. Georgiana ar trebui să-și facă ordine în viață. Nu vreau să mă bag într-o relație care nu a fost încă finalizată. Nu avea atitudinea asta, te rog frumos. Păi cum nu avea atitudinea asta? Stai puțin, eu mă întorc de la Cluj și te găsesc pe tine că intri în curte cu cine? Cu un prieten, ți-am spus. Cu un prieten? Dragul prieten al soției mele, ai ajuns cu ea și în dormitor? Eu zic să vă liniștiți și, în primul rând, nu suntem pe aceeași lungime de undă, ca să vorbiți așa cu mine. Păi nu cred că suntem pe... Eu sunt pe o lungime de undă diferită, în primul rând, să vede de unde vorbesc. Da? Eu vorbesc la mine în curte. Statura o impune, ce să facem? Statura o impune, vai, ce să spun, marele medic. Ce cauți la mine în curte? Am condus-o pe domnișoara. Domnișoara care e măritată, deci Emil, e doamnă. Emil, exagerezi. Gata, te rog. Nu, stai un pic, că tu ai să-mi dai mie niște explicații. Vorbim noi. Este prieten, da? Prieten, cum? Ce caută prieten la noi în curte? Vreau să-mi spui și mie. Te calmezi?
Nu, n-am cum să mă calmez când eu vin să-ți fac o surpriză de la Cluj și văd că intri în curte cu toți papițoii care îmi spun mie că nu sunt pe aceeași de lungime de undă cu ei. Bine ai venit acasă. Bine ai venit acasă. Între noi nu s-a întâmplat absolut nimic, suntem strict prieteni și eu vreau să mă retrag din această discuție. Da, chiar ești invitatul meu. Te rog frumos, ușa e acolo. Georgiana, ești în regulă? Vrei să te conduc la părinții tăi? Nu, stai liniștit, e ok. Auziți, domnul doctor, dar mi se pare că aveți mai mult tupeu decât tensiune arterială. Tupeul meu este bun simț, domnule. Care bun simț? Bunul simț de a mă asigura că fata aceasta este în regulă. De a te asigura că ce, domnul doctor? Că intri la mine în curte? La dumneavoastră zi-mi în curte. Zi-mi că n-am dat drumul la Dulăi. La Dulăi, dar când ați plecat la Cluj și ați lăsat-o singură, ce a spus? Gata, o las pe nevastă mea singură în casă și... Domnul doctor, dar se pare că te bagi un pic mult în niște treburi care nu sunt ale tale? Nu ți se pare că exagerezi? Pe bune acum. Păi nu, stai puțin, că până acum a zis că e doctorul maică-tii, mamei, păi nici da, mai știu al cui doctor e. He. Acum vine și spune, mă face mie, morală familiară. Dacă n-ar fi venit Emil, sincer, nu știu unde ar fi avansat toată situația. Nu, deci eu chiar nu pot să continui, da, îmi pare rău. Nu. Stai liniștit, te înțeleg. Oameni, cu câtă lejeritate. Băi, omule, tu te auzi, deci jur că nu știu ce mă abține, păi, să nu-ți dau două palme. Păi abține-te, că exagerezi rău de tot. Mă, Georgiana, cum poți să spui mie că exagerez? Vin de la Cluj, zic, hai mă că-i fac o surpriză. Da, vin felicitări. Vin să facem o cină romantică și ghișe, te întâlnesc. După 3 luni te găsești să vii și tu. După 3 luni, zi mersi că m-am întors. Da, că poate rămâneam acolo. Bine că n-ai venit după un an. Da, bine că n-am venit după un an. De ce? Aveai de gând să te căsătorești cu el până atunci. Când o să fii bolnav, te aștept la mine la cabinet, o zi bună. Vai de capul meu, păi prefer să mă duc la veterinar decât să vin la tine. Ce înseamnă asta? Zici mie ce înseamnă asta. Ce e cu atitudinea asta? Ce caută? Ce e cu atitudinea asta? Nu, ce e cu atitudinea asta a ta? Vii acasă după atâta timp și ce faci scandalul ăsta? Pe bune? Păi cum să nu faci scandalul ăsta? Cât de mult țin la ea, nu vreau să ajung să fiu legat la cap. E bine atât pentru mine, cât și pentru ea. Sau ai avut în fiecare dormitor din casă câte unul? Mai poți să exagerezi mult? Ce să exagerez? Că în secunda asta... Te-am spus că e un prieten, da? În secunda asta, prieten cu tine, neprieten, țup, 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 te duci la măta și rămâi acolo. Pentru că tu în casă nu mai intri. Iar dacă vrei să mai discuți ceva cu mine, discuți cu avocații mei. Te-am pupat. Emil joacă tare și crede că acum este stăpân pe situație. Dintr-un soț infidel care și-a împins soția în brațele altui bărbat, acum pozează în victimă, iar Georgiana cade în această capcană, noroc cu mama ei, care nu îl vede deloc pe Emil ca pe un soț potrivit. Doamne, mamă, ce mi-ai făcut? Ce ți-am făcut, Georgia? Mi-ai distrus căsnicia, mamă. Ce vrei să zici cu asta? Cum ți-am distrus o căsnicie? Uite așa, cu tot cu doctorul tău și cu toate nebunile. Georgiana, dar mama îți vrea binele. Cum poți să zici așa ceva? Lasă că vorbesc eu cu Răzvan și îi explic eu cum e, care e situația. Stai și băiatul să înțeleagă. Ia uite, frate, cât jelește un... Doamne, iartă-mă. Fii atentă. Sunt. Ce mesaj am primit? Nu știu de la cine. Bună. Aș vrea să discutăm. E spre interesul tău în legătură cu Emil. Acceptă să ne vedem dacă vrei să știi adevărul. Ce ți-am zis eu că ceva nu miroasea bine? Nu mai pot. Nu mai pot! Abia acum adevărul începe să iasă la iveală, iar în noile condiții, Georgiana are curajul și puterea să își înfrunte soțul. Nici n-am plecat bine la Cluj și să înțeleg că gata, doctoraș, prin casa noastră, eu mă duc să mă spetesc acolo și tu ce faci, dragă? Doamne, Emil, cât poți să exagerezi, pe bune ți-am spus că este un prieten, un amic, da? Care măi prieten, Georgiana? Că ba a zis că e doctorul maică-ti, ba că e doctorul tău, ba că sunteți prieteni, explică-mi și mie. Spune-i, mamă, că e doctorul tău. Este doctorul meu. Este doctorul, da, tău, doctorul mamă soacră? Da, da, îl ai băgat pe gât. Mă, da, frumos, n-am ce să spun. Vine maică-ta să-ți aducă ibovnici pe la ușă, mă. Nu i-am adus niciun ibovnic. Măsoară-ți cuvintele, te rog. N-am ce să măsoară. Până la urmă nu este niciun secret că nu-l placeți pe generele, da, dumneavoastră. Da, chiar că nu este niciun secret. Nu te-am plăcut de la început. Și trebuia să-i bagi amanții ficătii, fiind ți-am căsătorită? Ți-am spus să-ți măsori cuvintele, da? Sunt amici, nu i-am băgat niciun amant.
Sunt amici, nu? Fiicei mele, da? Da, stăteau și să giugiuleau în fața casei. Ai văzut tu? Așa păi bineînțeles că am văzut, că doar eram acasă, i-am surprins, Emil am ieșit din casă. M-a adus acasă, atâta tot. Ca ce nu chestie? Nu mă ținea de mână, nu m-a pupat, nu nimic, cum adică m-am giugiulit, pe bune? Ca ce chestie te-a adus el pe tine acasă, explică-mi și mie. Pur și simplu m-a condus acasă. De ce ați acceptat să vă vedeți cu Răzvan? Ideea e că sunt oricum foarte confuză, nici eu nu știu să-mi explic starea și chiar acțiunile. Pur și simplu m-am simțit abandonată, Emil nu m-a mai băgat în seamă. De când a plecat, oricum decizia a luat-o el singur, pe mine nu m-a consultat, adică n-am avut niciun cuvânt de spus în toată situația asta cu mutatul la Cluj. Știi, da? Foarte bine că am fost pus în fața faptului împlinit. Nu, mai... puteai să alegi. Tot timpul e vorba de alegeri, da? E suma alegerilor tale, tu ce ai făcut? Ai ales oricum tu singur. Nu, adică dacă după 3 ani de căsnicie deja dragostea s-a evaporat? Păi, nu știu ce să zic. Păi da, dragostea s-a evaporat din cauza ta, pentru că ți-am spus din prima secundă. Renunțăm la București și te muți acolo. Îți deschizi propriu canal de vlog, de ce, Doamne iartă-mă, vrei tu să-ți faci, de investigație. Practic, pe ceea ce ești bun, ce crezi că doar în București umblă câinii cu covrigi în coadă? Crede-mă că la Cluj e de 1000 de ori mai bine. Auzi, domnul Emil, dar tu dacă te crezi atât de bun, de ce nu rămâi în București? De ce ai ales să te duci la Cluj? O duceam foarte bine. Spune, aici. Adică că... sunt tare curios dacă va avea curajul să vă spună adevărul. Păi ăsta e adevărul. Ales eu sunt Clujul. Și mai curioasă, domnul Ernest. Ăsta este adevărul. Punct. Era o ofertă de nerefuzat. Da, era o ofertă de nerefuzat pentru că altfel riscam să-mi pierd locul de muncă. Dar la aia te-ai gândit? Te-ai gândit să-ți fie ție bine, dar la aia te-ai gândit? La cariera ei? Nu. La cariera ei? Te-ai gândit cum se va simți acolo? Bineînțeles că m-am gândit la dar cariera ei. Tu ți-ai dat seama că mariajul vostru deja avea probleme înainte de a lua această decizie? Ți-ai dat seama de asta? Nu mi-am dat seama, nu am găsit nimic, niciun indiciu. Pentru că știi, este foarte ciudat comportamentul tău, adică ești plecat la câteva sute de kilometri distanță și te comporți cu soția ta din rău în mai rău. Adică păi îi dai de înțeles că ce. Dar și a fost plecată la Bruxelles. Stai un pic. Tu de când ai plecat la Cluj, m-ai abandonat cu totul, da? Pe lângă faptul că n-ai ținut cont de mine și nu m-ai consultat. Băi, uite, vreau să merg acolo, mi s-a propus asta. Ce zici? Ție ți-e ok? Tu nu ai decis din prima și m-ai pus în fața faptului împlinit. Când am plecat la Bruxelles, ce ți-am spus? Că este o lună de încercare în care eu trebuie să mă și organizez pe mine. Și ce-ai făcut tu în luna aia? M-ai sunat? Cum mi-ai vorbit? Bă, nici măcar te iubesc la finalul apelului, nu mi-ai zis. Pentru că nu aveam timp. Pentru că nu o iubești, te-ai folosit de ea, spun eu. Eu nu m-am folosit de ea, bă, că tu te folosești, mamă soacră. Încercând să-i bat strâmbe într-o căsnicie care durează. Nici eu nu bag strâmbe, dar nu te-am plăcut de la început pentru că mi-a mirosit că ceva e în regulă cu tine. Păi vezi că recunoști până la urmă. Tu nu-mi respecti fata. Tin să cred că are dreptate, mama. Chiar tin să cred că are dreptate. Cu ce are dreptate? Tu ți-ai putea da seama dacă soțul tău te minte sau nu? Nu știu, nu cred. N-am avut până acum situații, dar acum de când cu Clujul s-a schimbat total. Deci Emil nu mai e Emil pe care îl știu eu. Nu mai are nicio legătură. Ceva mă face să cred că mai mult decât orice vrei să știi adevărul. Da, pentru normal. Că vrei să știi în ce parte să o apuci cu viața ta, corect? În ce parte? Cu mine. E logic. Nu vreau la Cluj. Nu vrei la Cluj, atunci explică-mi. Ultima șansă. Ultima șansă a ei să meargă cu mine la Cluj. Selavi. Nu mai pot să mă am încredere în tine să te las aici. Tu nu-i dai ultimatum fete mele, da? Ba da, dau un cel mai mare ultimatum. Știi, fata mea merită ceva mai bun. Tu nu ești bun, nu te ridici la nivelul fete mele, clar. Bună. Eu cred că sunt cel mai bun. Ba nu ești deloc. Mă auzi? Scuză-mă, e gălăgie. E vorba de abordare. Stai un pic în telefon. Emil nu vrea să spună adevărul. Și eu eram ferm convins de asta. Fii puternică. O să vezi, mă, că am avut dreptate. Iartă-mă că-ți fac asta. Bună, Marta. Bună seara. Tu nici măcar în ultima clipă nu vrei să recunoști, să spui adevărul, nu? De ce negi până la capăt? Ți-am zis eu. Tu cine ești? Să spună el cine sunt. Ia spune domnul Emil. Emilaș.
Ce-i cu tine aici? Cum ce-i cu mine aici? Am venit să scot adevărul la suprafață. Ceea ce tu nu spui, să spun eu. Ce adevăr vrei tu să scoți la iveală? Adevărul pe care ele nu-l știu. Lumea nu știe adevărul. Da, m-ai văzut de două ori în Cluj. Poftim? Mesajul tu l-ai trimis Georgianei? Bineînțeles că eu l-am trimis, da. Eu l-am trimis. Voiam când să a plecat adevărul de la Cluj, Emil, ce ți-a promis că o să facă? Mi-a promis că o să divorțeze. Poftim? Că o să divorțeze. Liniștește-te. Și că o să fie totul bine și frumos între noi. Și că o să avem o familie frumoasă împreună. Poți să spui și mie cum ți-ai permis să-i scrii tu nevestă mie? Păi, dar tu de ce nu ți-ai permis să-i spui adevărul? Să minți două femei, trei de fapt, dacă punem la socoteală știi tu ce. Tu cum ți-ai permis să-ți bați joc vreme de 2 ani de zile? 2 ani de zile? De 2... Emil, stop! Explică-mi, că nu mai pot. Explică-i, te rog frumos, Georgiane, cum v-ați cunoscut, Marta. Eu la un moment dat am venit aici în București, de la Cluj, și m-am angajat. Am fost colegi o perioadă, după care a început să mă invite la masă, să mă invite acolo, să mă invite acolo și am ieșit. Tu știai că el este căsătorit? Da, știam. Dar tot timpul îmi spunea că nu se mai înțelege cu soția știai? Lui. Și tu ce fel de femeie ești să te încurci cu un bărbat căsătorit? Păi am crezut în el. Ce, de ce să crezi în el? Pentru că mi-a spus că nu se mai înțelege. Noi nu tot timpul am ieșit. Nu te-ai o căsnicie? Tu vorbești, mamă, soacră, care ai stricat căsnicia. Că din cauza ta m-a încetat până la urmă. Nu ți-e jenă! Hai să ne liniștim un pic. Mi-ai promis că divorțezi. Mi-ai promis că o să renunț la ea definitiv. Dacă vii și stai cu noi. Frate, stați puțin că m-ați zăpăcit cu noi și cu ne-ai vizitat. Nu, explicați-mi să înțeleg. Noi. Uite, care noi. Ce e asta? Cum ce e asta? Păi... copilul nostru, fetița noastră. Ce? Ce ai zis? Fetița noastră are un an ce de zile, zis, Maria. Domnul? Ia spune. Nu mai cred nimic din ce spui. Tu ești un mincinos. Nu vreau să te mai aud. Da, nu vreau să te mai aud. Gândește-te. Da, ești din gură. N-am ce să te gândește-te că acum copilul o să fie liniștit, o să mai aibă și o să ce meargă copil, pe... mă? Care copil, mă? Nu o să învețe nimic de la tine, Maria, mă. Ce să înveți tu? Să mintă? Că ești expert în minciuni. Băia, nu! Va trebui să mint pentru că nu aveam, nu, ți-am și spus la Cluj. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Vezi că divorțul... Așa... va fi făcut după regulile mele. Mm-hmm. Dacă mai vrei jurnalism. Adică ce vrei să zici? M-a menin sau... Nu, îți ofer cel mai frumos headline pe care l-ai putut avea vreodată. Ce-i ofer, măi? Ăsta. Du-te învârtindu-te, frate. Băi, băiatule, uite-te încoace la mine. Singurul lucru pe care mai poți tu să-l faci în momentul ăsta este decât să plătești pensia alimentară și atât, da? Eu nu vreau să te mai văd, nu vreau să mai vezi nici copilul, nu vreau să mai vezi nimic, asta da? Asta e părerea ta. Da, asta e părerea mea, da. Și nu mai vreau să mai au nimic de tine, m-am săturat de tine până peste cap. Lasă-mă în pace. Ce spuneai? Că-i bag eu strâmbe fiica mei, da? Ia vino, Emil. Ia spune, ce? Ia, explică cine e copilul ăsta. Vino cu am zis. Cine e copilul ăla, Emil? Vino cu am, fii vorba și tu odată. Vino și spune-ne că mă apucă toți nevit. În momentul de față... Domnul mai poate, domnul Ernest. În momentul de față, ginerele dumneavoastră este în următoarea situație. Nu se aștepta la asta. Se aștepta să o ducă cu minciuna... Hai, dă explicație, aici, dă explicație la copilul ăsta, dă explicație la copilul meu. Nu ai altă cale în acest moment decât să spui adevărul. Deci cam până aici ți-a fost cu minciuna. Imaginează-ți puțin dacă tu treci prin calvarul prin care treci. Cum se simte femeia asta? Cum se simte fiica lor? Cât de des a lipsit el de lângă tine în ultimul an? Tot atât de des și-a vizitat copilul. Atât de mult l-a interesat că are o fetiță. O minte pe Marta de 2 ani de zile că va divorța. Inventează tot felul de pretexte. Și mă mințea în continuare. Ce-ți spunea? Hm? Care era adevărul? Fetiță, și tu ți-o meriți soarta, da? Discutăm, știu că discutăm și despre asta. Dar ce-ți spunea el? Care era adevăratul motiv pentru care nu putea să divorțeze?
că nu vrea să împartă bunurile cu soția lui? Poftim? Până acolo s-a ajuns? Deci tot la bani, că exact ce ai spus tu mai devreme. Și știi ceva? Te-am mințit inclusiv cu asta. Ei au 3 ani de zile de când sunt căsătoriți. Nu au ce bunuri să împartă. Fiecare pleacă cu ce a venit în această căsnicie. Exact. Și oamenii cu cel mai mult zile, până la urmă. După 5 ani de zile se împart bunurile, da? Da? Deci exact până la ultimul șfanț plecai cu tot cu ce ai venit. Băi, omule, și ce nu-mi vine mie să cred? Că tu voi ai un copil cu mine ca să mă ții acasă la cratiță. Eu nu înțeleg cum... Bă, dar cum te-ai gândit tu așa la tot scenariul ăsta, la toată povestea asta? Cum ai fi trăit tu așa? El în permanență vroia să mai cumpere niște timp, înțelegi? Și nu înțeleg nici pe domnișoara de aici cum a putut să... De ce nu mai sună mai devreme? De ce nu mi-ai dat mesajul la mai devreme? Pentru că am și eu problemele mele și am avut probleme cu el. Nici noi nu ne-am înțeles atât de bine. După 3 luni, după ce ne-am cunoscut, eu am rămas însărcinată. Nu mai ajungeam în situația asta. După 3 luni, după ce am născut, eu am rămas însărcinată. Am născut o fetiță cu probleme. Mie nu-mi stătea capul să te sun pe tine, da? Eu îl sunam pe el, el nu-mi era alături. Te sunam pe tine, ce făceai tu? Nu făceai nimic tu. Eu aveam nevoie de el, nu de tine. Și el te plimba cu preșul, nu? Da, că mă mințea. Luna viitoare, că luna viitoare, că nu e momentul oportun, că vreau să plec cu buzunarele pline. Dar cât a gândit-o el pe mine, asta mă fascinează, frate. Deci cât a gândit-o toată schema asta. Nu, dragă, n-am gândit-o. Până la urmă asta s-a întâmplat. Echipă, că facă, drept. Și tu vrei să ne iei pe amândouă, să ne ții... Nu înțeleg cum ai fi văzut tu toată situația. Nu, Georgiana, în momentul de față mi-a sunat de el vreo 2 zile? Păi, mi-închipui acum ce s-a întâmplat, nu? Adică... Ții minte că ai vrut să vii și s-a pus problema că nu ai unde să stai? Da, că nu are unde, că la hotel, că așa, că... N-am înțeles. Nu, dar atunci adică chiar am avut treaba asta, 1, 2. Îmi asum. S-a întâmplat, a rămas însărcinată. Și ce vrei să fac? Cum adică ce vrei să faci? Ai spus să păstrăm copilul, da? Da, pentru că... Ce era să faci, dragă? Ți-ai dorit copilul ăsta, nu? Ni l-am dorit împreună, ai spus să păstrezi copilul, că ești foarte fericit, că vom fi fericiți împreună, nu ai spus așa? Recunoaște! El își dorea copii cu toate femeile, păi cu prima a venită, gata, hai să facem un copil, hai să facem un copil. Ce educație ai primit, mă, tu de la părinții tăi, spune? Ia te rog din suflet să nu te lești tu de părinții mei, care de ce o oală spartă, da? Da? Tu de ce țipi la mine? Țip pentru că mi-ai stricat căsnicia. Da? Aia ai făcut! Alo, gata! Din cauza ta am ajuns să o las însărcinată pe ea și din cauza ta... Stop, am zis! Ce stop? Gata! Vrei adevărul, îți dau adevărul! Nu mai vreau nimic, vreau să pleci, atâta tot! Că tu pe boss ai! Nu mă așteptam să mă înțelegeți, da? Mă judecați, eu nu mai am ce să caut aici. Sper să fii și tu în situația mea ca să vezi tu cum e, da? Ce frumos gândești! Ce frumos gândești, nu? O seară bună! Ce mai ai de spus? Hai, pleacă, pleacă și tu. Ce mai am de spus? Fugi, fugi după ea. Vezi că pe aici mai sunt lucrurile mele. Așa, și ce insinuezi cu asta? Și ce insinuezi cu asta? Vezi că divorțul... Așa... va fi făcut după regulile mele. Mm-hmm. Dacă mai vrei jurnalism. Adică ce vrei să zici? Mă ameninți sau... Nu, îți ofer cel mai... frumos headline pe care l-ai putut avea vreodată. Ce-i ofer, măi? Ăsta. Du-te învârtindu-te, frate. Aha. Băi, hai că ai venit cu sufletul deschis, pe cuvântul meu de onoare. Ce suflet deschis, mă? Păi da, am reușit. Asta ce reușit, mă? Și cum ce-am reușit? Să pot să termin odată mascarada. Care mascara? Că tu n-ai reușit nimic, am venit eu să spun adevărul, mă mințeai în față. Mă minți în față, nimic, nu ai recunoscut și nu vrei să recunoști nici în ruptul capului. Și cum vrei să recunosc, mă, și cu Erne și cu soacră-mea aici? Cum o să nu recunoști? Păi ce, să-ți asumi că de-aia ești bărbat, nu? Păi nu m-am asumat, o așteaptă un divorț foarte complicat. Nu mă interesează pe mine ce te așteaptă pe tine cu ea, să vezi ce te așteaptă pe tine cu mine. Cât tu pe o să ai, mă, să mă minți în față în halul ăsta așa. Dar nu te minți, măi. Băi, gândește-te că... Cu mâna după mine, mă, cum nu mai minți? Stai un pic, mă, potolește-te, deci a trebuit să mint. Erau toți claie peste grămadă, peste mine. Eram în, cum îi spune, încercuit. Ideea este în felul următor. Gândește-te că, în primul rând, Maria băi, o să se bucure. Nu mai căutam scuze, nu mai căutam scuze. Nu caut scuze, eu spun acum ceea ce urmează. Nu mai cred nimic din ce spui. Tu ești un mincinos. Nu vreau să te mai aud. Gândește-te. Da, nu vreau să te mai aud. Gândește-te. Da, gură. N-am ce să te gândește-te că acum copilul o să fie liniștit, o să mă aibă și o să... Ce copil, mă? Care copil, mă? Nu o să învețe nimic de la tine, Maria, mă!
Ce să înveți tu? Să mintă? Că ești expert în minciuni. A trebuit să mint pentru că nu aveam, ți-am și spus la Cluj. Nu există așa ceva! Nu există așa ceva. Ți-am zis de la Cluj că nu am le chelcheșez. Mi-ai promis niște lucruri, da? Da, mă, da, mă, ți le-am promis, dar nu și? Să le recunosc aici. Nu te mai lăsa influențată de ceea ce spune soțul tău, pentru că încă este soțul tău. El ți-a prins punctul slab. Știe că te poate manevra, știe că te poate manipula. Maxim. Nu te are cu nimic la mână. Aici nu este vorba despre faptul că te-ar avea cu ceva la mână, da? El este cel care are un copil cu o altă femeie. Punct. Cum adică tu deja crezi ceea ce spune el? Omul ăsta a ajuns să-ți intre pe sub piele, să-ți cunoască vulnerabilitățile. Omul ăsta știe cum să te manipuleze. Nu ai de ce în momentul de față să te plăștești. Draga mea, până la urmă, tu ce-ai făcut? Te-ai întâlnit cu un om. Ai fost la un film, ai fost la un restaurant. Exact. Și cam atât. El are un copil cu alta. Și eu m-am simțit vinovată pentru asta. Am certat-o pe ca mama că ce mi-a făcut, că mi-a distrus căsnicia și de fapt... El știe cât de mult îți dorești tu să ajungi cineva în branșa ta, în meseria ta. Și exact cu asta te șantajează. Știe toate punctele tale sensibile. Nu-l lăsa să te calce în picioare. Divorțul acesta va fi o floare la ureche pentru tine. Și ceva mă face să cred că nu vrei un vârf de ac din toată povestea asta. Vrei doar să scapi de omul acesta. Cum adică nu puteai să le recunoști, măi, dacă mie îmi spui ceva? Băi, tu ce nu înțelegi? Spuneai că mă iubești, da? Ce nu înțelegi? Am prins-o cu alt bărbat. Nu mă atinge, nu mă interesează, mă, cu cine ai prins tu. Am prins-o cu alt bărbat, am motiv și eu să o dau în divorț pentru că ceea ce am spus... Nu mă interesează de ea! Și nici de tine, bun, da? Doar de mine și de copilul meu. Da, al meu, nu mai e al nostru. Nu, nu mai e al tău, că nu are ce pus, să învețe de la tine. Mi-ai pus să recunosc atunci. Mi-ai pus să recunosc copilul și ai zis că e al meu. Păi da, doar cu numele, doar biologic. Tu nu ai grijă de copilul ăla, n-ai niciun drept asupra lui, da? Nu, n-am avut, dar o să am. Nu, n-o să ai. Nu, n-o să ai. Nu vine să-ți cred. Slavă Domnului că nu ai un copil cu el, pentru că atunci se complica situația. Să-ți dai seama. Slavă Domnului că va fi un divorț și atât. Vei trece peste, ești tânără, ești frumoasă, ai toată viața înainte, fii mai atentă. Eu știu fii cum mai atentă, nu te mai grăbi. Eu înțeleg că nu poți să-i spui iubirii, stai în loc, nu poți să o înfrânezi atunci când te lovesc fluturașii. Dar ai grijă un pic, pentru că nu știi niciodată, nu poți băga mâna în foc pentru nimeni. Se pare că e adevărată vorba aia, nu cunoști un om într-o viață. Deci n-ai, nu... După un an de relație, deci, nu știu, încă procesez toată informația. Nu, da, este clar. Că și o să-ți lase, și-a purtat bine masca. Și o să-ți lase un gust foarte amar povestea asta. Și riscul este să nu mai ai încredere în altcineva și să te închizi în tine. Dar nu este soluția. Vei găsi și bărbatul potrivit, cel care să te merite. Dar trebuie să fii mult mai precaută cui îi încredințezi sufletelul tău. Da. Pentru că, până la urmă, ok, vorbim despre un om cu studii, cu o facultate. Vorbim despre un om care lucrează într-un domeniu destul de elevat. Băi, băiatule, uite-te încoace la mine. Singurul lucru pe care mai poți tu să-l faci în momentul ăsta este decât să plătești pensia alimentară și atât, da? Eu nu vreau să te mai văd, nu vreau să mai vezi nici copilul, nu vreau să mai vezi nimic, asta da? Asta e părerea ta. Da, asta e părerea mea, da. Și nu mai vreau să mai aud nimic de tine, m-am săturat de tine până peste cap. Lasă-mă în pace. Până la un moment dat, Emil a jucat-o ca cealma perfectă. Dar când joci așa, riști să pierzi tot. Trebuie să recunosc că nu încerc niciun fel de compasiune pentru Emil. Astfel de bărbați nu merită așa ceva. Iar pentru Georgiana mă bucur. Ea merită un bărbat precum Răzvan. Că o fi el sau altul, contează mai puțin. Important este etalonul. Și dacă tot veni vorba despre etalon, sfatul meu este să îl aveți în vedere atunci când vă alegeți partenerul. Bună, Cosmin, ce faci, dragă? Te la tine venea. A? Hai, te pup. Aș avea și eu nevoie de niște bani. Ce s-a întâmplat? E gravidă, nu cred, e gravidă. Nu, e gravidă iar, nu cred. Nu, era bine dacă era chestia asta. Mă spui? Pentru ce? Alte prostii vrei să iei? Problemă și știam că ai vândut ca garsoniera aia și...
Cam... Și tu ce faci? Îmi ții mie socoteală că am vândut? Am un doctor foarte bun care... Nu, mi-a spus că nu se rezolvă cu tratament sau cu ceva, doar printr-un transplant s-ar putea rezolva în chestia asta. Îmi e frică. Alexandra, ai 25 de ani. Păi asta cum e poți să te gândești tu acum la chestia asta? Tu trebuie să te gândești că totul o să fie bine, totul o să decurgă bine. Oamenii ăștia au strâns acești bani de mine. Sunt oameni buni cu inima mare. Aici am scos... 13.000 au rămas din 23 de la garsonieră. Banii am trecut în cont pe numele Alexandrei. Nu cred, ați făcut dumneavoastră asta? Da, draga mea, așa se face într-o familie. Cât costă? Cam 20.000 de euro. Nu știu de la cine au cei 5.000. Vă văd că voi, Amasul, Cosmin și sunt doi proprietari. Băi, mașina asta e a voastră? Nu, mă, nu! Mașina asta neagră e, jeepul ăsta e a vostru, mă?